Da, am fost întreruptă tocmai când făceam o dedicație și tocmai când îl prezentam pe Arhanghelul meu. Arhanghelul meu, Arhanghelul Mihail, mai este Arhanghelul Gabriel în curs de apariție. Dar ce vreau să spun? Fiecare se laudă cu ce are, da? Unii cu BMW-uri, cu case, cu averi, sau poate nu cu averi, dar cu lucrușoare. Alții se laudă cu ce au reușit să crească în ei și conexiunile pe care le-au dezvoltat, acelea de valoare. Pe alte, eu și arhanghelii mei, eu și îngerul meu protector sau îngerii mei protectori, ghizii mei spirituali, eu și Rumi, eu și Isus, eu și mai mulți. Cu asta mă laud eu și, de fapt, nici nu mă laud. Dar a fost întreruptă, aceasta e o continuare, tot o mini-discuție, nu este foarte lungă. Spunea că am venit astăzi în fața voastră, după o lungă pauză, în care m-am pitit în spatele camerei. Nu mai îmi place să apar. De fapt, nici niciodată nu mi-a plăcut, mă special, să apar. Dar știu că este necesar. Spunea că în ultima vreme am avut niște canalizări. Și am venit să stau de vorbă cu voi. N-am nici o cafea, nici un ceiuleț, nici să vă servesc, nici să beau. Dar stăm un pic de vorbă. Poate cu unii o să continui această discuție la o cafea, la un ceai, la un suc, cine știe când, la vară, la primăvară, și o să pot să dau detalii despre ceea ce am simțit, am canalizat în ultimile zile. Dar cum vin canalizările acestea? În primul rând, v-am spus și cred că se și vede. Eu nu mă abonez la canale de tarot. Din multe considerente, primul este nu vreau să se simtă cineva neapreciat. Îi apreciez pe cei care fac, chiar dacă nu îi ascult pe toți, pe unii mai rar, pe alții mai des. În general, ascult în engleză, dar sunt câteva canale în română pe care le-am ascultat cândva de mult. Nu prea am timp să le văd. Ideea este că trec de la tarot la altceva. Eu nu pot să ascult doar tarot și artă, că până la urmă sunt arți, da? De-aia am făcut și introducerea cu Arhanghelul, prietenul meu. Vezi Arhanghelul ăsta? E al meu. E amicul meu, Arhanghelul Mihail. Am niște amici să-mi trăiască. O veșnicie. Da, nu pot să ascult doar tarot. Și când ascult, ascult în engleză ca să practic și engleza, dar am nevoie de altceva, de mai mult. În ultima vreme am simțit nevoia să ascult niște interviuri, documentații despre cele nouă ceruri, cele nouă dimensiuni și pentru că anul trecut am schimbat un pic macazul în arta mea, ani de zile am lucrat inspirată din arta lui Rumi, an de zile, pentru că eu l-am descoperit pe Rumi de vreo 10-11 ani și l-am promovat cât am putut. An de zile am lucrat inspirată de poeziile lui Rumi, de sufism, bine, din perspectiva mea, și am făcut derviș și m-am învârtit, pentru cei care nu știu. Da, uneori mă învârtesc ca dervișii, e minunat. O să vorbesc despre asta și poate cândva ne-am întâlnit și ne-am învârtit împreună, dacă vreți, că vine vara și avem pe unde. Am făcut derviși. Cei care sunt în Uniunea Artiștilor mă cunosc ca fiind acea pictoriță desenatoare care face derviși. Femeie. Nu bărbat. Dar a venit un moment în care acest lucru l-am împlinit pe multe planuri, și prin învârtiri, și prin comunicarea cu niște derviși, cu ghidul meu spiritual în această direcție, zi a zi. A venit un moment să schimb direcția. Și probabil că această pandemie a nu neapărat accentuat, a grăbit această schimbare de exprimare. Și de anul trecut am început să desenez, să pictez aripi îngeri. Unii dintre voi ați văzut pe Facebook câteva din lucrările care au fost expuse la Muzeul Grigorescu.
Am luat ce stagi, vrea să continui. Nu știu cum se va finaliza expoziția, aș vrea să am încă o altă expoziție, aș vrea la Brașov, dar n-am făcut nimic în acest sens. Dacă nu va fi la Brașov, va fi tot pe aici, prin Prahova, undeva. Dar, sigur, e doar o dorință, dar, am spus, n-am nici măcar un telefon, nici măcar nu m-am dus să mă interesez unde aș putea să expun. E doar o dorință. Vedem cum se așează lucrurile, importante să lucrez. Și ca să trec la următorul nivel, deși am câteva imagini de anul trecut în minte pe care vreau să le desenez, eu sunt cu desenul mai mult decât pictura, dar o să fac și desen și pictură și sculptură. Am simțit nevoia să mă documentez în această zonă, angelologie. Angelologie? Parcă. Am spus corect? Dacă nu, corectați-mă. M-am documentat despre ierarhia îngerilor în împărăția divină. Și am fost oarecum foarte impresionată. Slavă Domnului că avem Photoshop-uri, 3D-uri și putem să exprimăm acum vizual în această lume virtuală lucruri pe care mari înțelepți, cei care au avut viziune, în mod special cei din Vechiul Testament, Ezechiel și care mai erau, nu putea, pentru că n-ai cum să exprimi în cuvinte anumite lucruri. Și asta vreau să spun. M-am documentat, am ascultat niște lucruri și de ziua mea, singurul lucru, adică cel mai important lucru pe care l-am cerut a fost să înțeleg niște lucruri. Nu, sănătatea oricum, pentru sănătate mă rog, și a mea pentru, și pentru acelor dragi, mă rog în fiecare zi, deci are rost să mai cer, pentru că oricum mă manifest prin tot ce mă străduiesc să fac, o viață corectă, frumoasă, mănânc cât pot de sănătos, chiar dacă mai mănânc dulciuri, dar în principiu am o viață sănătoasă, slavă Domnului. Deci manifest sănătate cât pot, chiar dacă mai sunt provocări necesare ca să creștem și ca să descoperim eventual tratamente, să descoperim că putem să renaștem, să descoperim că putem să fim puternici, mai ales după accidentul din iarnă. Wow. A fost greu, dar ridicarea a fost wow. Pot să merg. Este minunat. Și pentru cei care știți cum vin răspunsurile, răspunsurile vin când nu te aștepți. Cauți, investighezi, îți pui întrebări, ce răspunsuri, dar nu vin când vrei tu. Inspirația nici în artă nu vine când vreau eu. Am un canvas alb de o lună de zile. Mă așteaptă. Știe că va veni un moment. Da? Am o lucrare începută, neterminată, care mă așteaptă, sunt momente. Da? La fel și cu evoluția noastră, cu înțelegerea noastră, cu răspunsurile. Ei, și dacă tot am documentat, am simțit acele interviuri și acele documentări foarte intens, le-am vizualizat, că sunt un om care vizualizez, că sunt în arte vizuale, da? Și le-am simțit pentru că sunt empatică, pentru că sunt mare preoteasă, simt. Dar uneori este foarte greu de exprimat. Și despre acest lucru vreau să vă spun. Că nu pot să fac prea curând acest video. Deocamdată îmi așez în mine emoțiile pe care le-am simțit în momentul în care le-am văzut. Pentru că aceste răspunsuri au venit ca niște imagini pe care le vezi. Nu cu ochii fizici, cu ochii minți. Undeva într-o zonă deasupra capului, în fața mea, cam așa le văd eu. Alții poate le văd altfel. Și se întâmplă, domnule, stau să, hai să mai iau, să mai dau cu mătura, că au picat niște petale de mușcată pe jos și se vede urât. Sau stai și te perii pe dinți și te oprești. Opa! Stai să fii atentă că văd ceva, înțeleg ceva. La fel a fost și cu anul 2022, despre care chiar vreau să fac zilele. Astăzi? Nu știu. Mâine. Poate n-ar fi bine să amân, dar fac. Acum că tot ați văzut, trebuie să fac, da? Și am început în ultimile zile să am aceste canalizări, nu le pot spune altfel, deci tot canalizare, pentru că la un moment dat, într-unul din momente, eu încercam, era dimineață,
Bine, dimineața la mine, ora 10-11. Încercam meditație, da? Să stau și așa frumos în poziție, lotus, aproximativ cât pot, să fac și o meditație. Ca orice om spiritual care se respectă. Și au început să apară imagine. Și cum eram așa pe băncuța mea, am început cu mâna, că eu cred că asta înseamnă canalizare, de fapt, nu doar ceea ce... Viziunea e viziune și canalizarea este deja când trece prin tine și se manifestă în corpul tău într-o formă sau alta. Și stăteam, nu mai știu cât am stat, stăteam și făceam desene, semne pe pătura albă pe care stăteam eu acolo. Mult timp, nu știu, mult timp. Din punctul meu de vedere a fost destul de puțin ca și mai mult. Dar toate aceste lucruri le simțeam atât de intens, aceste viziuni, revelații. Și, să specific, din prisma tarotului. Au mai fost momente, și acum câțiva ani când am vorbit și despre Iisus din prisma tarotului, dacă vreți să reascultați sau să ascultați acele videoclipuri, sunt în continuare interesante. Deci din prisma tarotului și din perspectivă creștină le văd într-un mod aparte, pentru că sunt multe perspective. Adevărul este atât de complex. Dumnezeu este atât de complex. Nu poți găsi cuvinte. Și așa Dumnezeu, Divinitatea, Creatorul, sunt cuvinte. Și când ai asemenea viziuni și asemenea stări, repet, da, poate nu sunt eu cel mai bun orator în acest moment. Cine știe cum voi deveni. Dar sunt convinsă că toți cei care au avut viziuni și canalizări, mă uitam pe scăruș care este... Te pupă, mama. Este pe blog. Etajul 4 se plimba. Cei care ați avut asemenea stări, știți că nu pot fi exprimate în cuvinte prea ușor. Trebuie să te aduni și trebuie să selectezi, să le aglomerezi, să le sedimentezi, să le așezi un pic într-o ordine ca să poți să rostești și să găsești o logică, o coerență și apoi să înțelegi și din perspectivă rațională, să zic, niște chestii. Deci, subiectul, acesta este dimensiune, cele 9 dimensiuni, dar doar despre 2-3 am înțeles niște lucruri. Și repet, din perspectiva tarotului. Sper, dacă nu reușesc să fac acest video anul acesta și totuși reușesc să mă întâlnesc cu unele dintre voi la o cafea, la un suc, atunci aș putea să discut altfel, dar să fac un video pentru o mulțime... mulți, sau poate nu e, poate e minoritate, nu contează cât este. Încă, aici, asta vreau să vă explic. Dacă ați fi văzut, dacă m-ați fi văzut cum mișca mâna pe pătură, ați fi înțeles starea. Dacă în loc de pătură aveam o hârtie și un creion, ați fi văzut doar cercuri, elipse, linii, maxim numere romane. Și ați fi zis, băi, ce face aia? Desenează sau ce face? Nu, era o canalizare. Și de asta, dar păcat că n-am avut hârtie și creion lângă mine. Dar știți cum e? Că manifestarea totul se întâmplă. Faptul că a mișcat mâna deja, mișcarea a produs ceva. Am atins mâna, pătura cu mâna. Am creat niște desene invizibile. Ele există. Eu le văd și ele au rămas acolo pe pătură. Urmează să le pun eventual, chiar așa, cercuri, linie, să le pun în mod cât mai rapid și sumar pe hârtie, apoi să le organizez pe idei principale și apoi la acele idei principale să găsesc cuvintele. Poate că Mercur retrograd ajută în această perioadă la așa ceva, dar mai sunt și alte proiecte care au rămas așa în coadă de pește și ar trebui să le continui. Însă, asta vreau să spun. N-au fost mesaje pentru cineva anume. Se referă la ierarhia divină. Apropo de amicul meu, Arhanghelul Gabriel. Arhanghelul Mihail, de fapt, Gabriel, Uriel, Rafael. Și dacă mă uit la această pictură, care nu e chiar tradițională, e făcută în stil palec,
Pe videoclipul de artă am prezentat un album palet și am spus că o să fac cândva. Am făcut o lucrare. Urmează și pe Gabriel tot în stil palet să-l fac. De obicei nu lucrez în stil tradițional și Mihai știe că el se poate exprima prin mine prin altfel de tehnici, prin altfel de modalități. Din acest motiv și icoana a venit foarte greu. A trebuit să descoperă acel palec. Probabil că asta e. Negru cu negru și alte lucruri. Auriul vibrează mine într-un alt fel. Amicul meu este misă de ajutor și am înțeles. Dragii mei, nu avem doar îngeri în jur. De fapt, nu în jur. În ierarhia divină nu sunt doar îngeri, mai sunt și altfel de ființe, entități. Despre asta e vorba. Despre heruvim, despre asta am canalizat și am simțit, a început să se sedimenteze acele informații și să le văd, să le simt altfel decât atunci când am vizualizat acele videoclipuri, acele interviuri. De fapt, asta înseamnă canalizare, nu doar e un mesaj care vine. Unor nu-l înțelegi în totalitate, dar o parte trebuie să înțelegi. O parte trebuie să înțelegi. Sau măcar să simți. Pentru că noi înțelegem prin multe alte căi, repet, nu doar pe cale rațională. Și unii știu că mă înțelegeți, de-aia am venit să vă exprim chestia asta. Urmează în această expoziție să fac mai mulți heruvimi, serafimi și marea revelație din ultima vreme pentru mine. Și o să fac și în 3D ofanimi. Pentru cine știe. Pentru cine nu știe, o să explic. La un moment dat, sper în această primăvară. Probabil că atunci când o să încep să desenez, o să fac o pauză ca să și explic și o să fiu într-o altă vibrație. Și acum sunt într-o vibrație bună, dar n-am venit musa în fața camerei să vă explic ceva, cât să vă explic stările și că este greu să găsești cuvinte. Pentru că la asemenea energii și la asemenea dimensiuni, cuvântul e limitează. Cuvântul limitează. Chiar dacă este foarte flexibil în limba noastră, noi avem această calitate să găsim fațete. Și este normal. Dar, totuși, chiar și așa, limităm prin cuvinte niște dimensiuni, energii. Da. Da. O să încercăm. Cât de cât. Fiecare cum poate. Stăm pe aproape, ne susținem și creștem împreună. Nu are rost să vorbesc mai mult. V-am spus cam care e subiectul, nu este un mesaj pentru cineva anume. Am înțeles eu și poate la un moment dat când o să stăm de vorbă unii alții, o să explic. Și la nivel personal, rămâne de văzut colectiv când va fi acel video. Dar este cutremurător, este o senzație de glorie, de minunăție, de. Și după aceste senzații îți dai seama, tu ești aici în 3D și ai ceva de făcut. Ai ceva de făcut și vrei să înțelegi mai bine ce faci, nu? Ca și cu arta, experimentez tehnici, subiecte. Arta mă ajută foarte mult, m-a ajutat foarte mult în canalizare. De fapt, eu am canalizat foarte mult prin artă înainte să descoper tarotul. De-aia s-a potrivit atât de bine. Mi s-a potrivit. Foloseam simboluri de ani de zile prin desene, pictură și l-am înțeles foarte rapid și chiar mai mult. Și tot din același motiv mi-este foarte greu uneori în etalări să exprim în cuvinte ce văd și ce simt. Dar cât este, este exprimat și ce va fi mai acolo vom trăi și vom vedea.
Important este să fim măcar câțiva uniți și să creștem și să facem conexiunile dintre acest 3D și celelalte dimensiuni. Să creăm punțile. Fiecare, cum poate. Deocamdată cam atât. Da. Și ne bucurăm de ce avem. Fiecare cu unul cu BMW-ul lui, altul cu Arhanghelul lui. Eu mă bucur și că sunteți alături, abonați sau viitori abonați, ascultători, prieteni. Și vă mulțumesc mult de tot pentru donații, să nu uit că au fost. Și în primul rând pentru gândurile frumoase pe care mi le trimiteți. Deocamdată cam atât. Poate mai fac o etalare totuși astăzi. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Pa, pa! Trebuie să închid, nu?